Pe drumul de costișe ce duce la Vaslui, venea un om cu jale, zicând în gândul lui: mai lungă îmi pare calea acum l-a-ntors acasă, aș vrea să zbor și rana din pulpă nu mă lasă. Și bietul om, slab, palid, având sumanul rupt și o cămașă ruptă, bucăți pe dedesubt, pășea, trăgând piciorul încet, dar pe-a lui față, zbura ca o lumină de glorie măreață, și în ochii lui de vulturi adânci, vioi și mari, treceau lucioase umbre de eroi legendari. Opinca era spartă, căciula desfundată, dar fruntea lui de raze părea încoronată. Calică-i era haina, dar străluceau pe ea și crucea Sfântul Gheorghe și a României stea. Românul venea singur pe drumul plin de soare, când iată că aude fanfare sunătoare și vede nu departe, în fața lui venind, un corp de oaste mândră în aur strălucind. Erau 3 batalioane de gardă împărătească, mergând voios la Plevna cu dor s-o cucerească. În fruntei colonelul Semeț, pe calul Pag, la bravii săi tovarăși privea ades cu drag. Și inima în pieptui bătea cu foc deșteaptă, că cel visa privindu-i la lupta ce-i așteaptă. Deodată el dă cu ochii de searbădul român, ce stase în loc la umbră sub un stejar bătrân. Și mult se minunează și nici că-i vina crede, când crucea Sfântul Gheorghe pe sânul lui o vede. Și oprește regimentul, iar bravul colonel se închină la durmețul, se apropie de el și îi zice cu blândețe: de unde vii, străine? Vin tocmai de la Plevna. Cum e acolo? Bine. Dar aste decorații cum? Cine ți le-a dat? Chiar domnitorul nostru și-al vostru împărat. Dar pentru care fapte? Știu și eu, ci că drept plată, că am luat eu steagul redutei și pe dată, cu el străpunși de glonțuri, ne-am prăbușit în șanț. Dar ce rang ai, voinice? Am rang de dorobanț. Atunci colonelul, din mâna cu sergentul, se întoarce, dă un ordin. Pe loc, tot regimentul se înșiră, poartă armă, salută cu onor românul care pleacă, trăgând al lui picior.